Salutare acvariști și acvariste, azi vom pescui, o să trebuiască să scot pe șmecherii ăștia de aici, pe fomiștii ăștia care vor să mănânce tot timpul. Lumina din cameră încă nu este aprinsă pentru că vreau să-i țin cât mai calm. Tot ca să maximalizez posibilitatea de a-i scoate cât mai ușor și cât mai repede, azi încă nu au primit de mâncare. Așa că în momentul în care ei sunt un pic înfumetați, interesul față de mâncare este mai mare decât prudența. La un moment dat s-ar putea să trebuiască să cobor și nivelul apei și va trebui să scoci echipamentul și odată ce am făcut aceste lucruri, atunci pot să scoci ultima bucată. În acvariul cel mare acum am o dezordine destul de mare, despre asta o să vorbim într-un episod viitor, dacă mă să uit. Și cam atât despre introducere. O să iau ricia de aici, ca să nu ne bruieze la pescuit. Da, sunt aproape imposibil de prins în stilul acesta. Da, deci metoda asta nu o să funcționeze. Cine a văzut cum scot platii, puteți să vedeți diferența mare între cele două tipuri de personalitate. Aceștia sunt cei mai rapizi pești pe care i-am avut până acum. Vă dați seama că nu o să am o treabă ușoară. Să vedem ce se poate face. Mai încercăm o dată. Nu. Deci așa nu funcționează. Urmează varianta a doua și anume să scad nivelul apei. Nivelul apei trebuie scăzut pentru că atunci volumul în care trebuie să îi prind va fi aproximativ jumătate, dacă scot jumătate din apă. Ca variantele de a se poziționa sunt foarte reduse în momentul în care am scos din apă. M-am decis să cobor mai mult și mă aștept să rămână vreo 5 cm de apă. Ia să vedem rata de succes acum. Ok, doi peștișori din start. Încă unul. Deci până acum 3. Aici mai am 3. Încă 3 bucăți. Ok, încă 1. 10, da. Nu spre 10. Dar o să-l obosesc. Eu sunt mai perseverent decât el. Gata. 12 bucăți și cam atât ar fi. Urmează să umplu acvariul cel mic. Bila asta de alge o să ajungă înapoi. La fel și filtrul. Da. Cam asta înseamnă un filtru ieftin. Pui și mustră. Ia uitați-vă. Vedeți? Degeaba l-am lipit de perete pentru că tot se dezlipește. Ok, deci aici avem peștișorii. 12 exemplare de Daniu Leopard. Vedem că s-au adunat grămadă. Asta înseamnă că sunt stresați. Genul ăsta de pești, la fel ca și neonii. Când sunt relaxați, încep să umble
în toate părțile, deci nu mai sunt împreună. Dacă îi vedem grupați, înseamnă că suferă de un stres anume. În cazul nostru este evident că e o problemă de mutare și e și o problemă de chimie, în sensul că acum trebuie să se acomodeze de la 11 grade duritate, cât a avut ultima oară acvariul cel mic, la aproximativ 13 grade, și după aceea o să fie mai bine. Deci asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.